Ce este o bucurie pentru mine să fiu în această dimineață împreună cu dumneavoastră și eu deja am fost împuternicit, mângâiat, încurajat și desfătat spiritual de tot ceea ce am găsit la voi în biserică. De vreo 40 de ani umblu în lungul și latul pământului, începând de pe coasta de Pacific de Est până la Hawaii, din nord în sud. La baptiști, penticostali, carismați, neregistrați, reformați, catolici și sunt în foarte multe biserici. Și de obicei am un simț ca să percep care este atmosfera spirituală în acea biserică. Și vreau să vă spun, biserica voastră este o biserică plină de Duh, de viață. Dumnezeu își găsește plăcerea când vine la întâlnire împreună. Cântările voastre sunt cântări care sunt însuflețite de pasiune și dragoste și dorință de a-L lăuda și a-L înălța pe Dumnezeu. Frate, mulțumim frumos pentru modul cum conduci cântările. Cântările au fost alese minunat, au fost pe inima mea, am putut să mă cupresc într-una cu ele. Și trupă, vreau să spun că faceți o treabă nemaipunită. Cu ajutorul Dumnezeu am organizat marșuri prin orașe, în care am mers în marele orașe ale României și ne-am dus și ne-ar fi plăcut ca în acele marșuri să am fafara voastră și să astupe în gura batjocuritorilor și ciorneștutori. Să vadă ce calitate de muzică și de închinare și slujire creștină au bisericile noastre. Amin? Amin. Și eu sunt unul care îmi place să visez larg. Balșoi, cum spun rușii. La ruși totul este Balșoi, Balșoi Theatre, Balșoi Opera. Și mie îmi place să gândesc în termeni mari, pentru că numai cerul este limită la ceea ce poate să facă Dumnezeu nostru, nu-i așa? Am convingerea că nu voi ați avut nevoie de Canada, să veți în Canada, pentru o pâine mai albă sau un unt mai gros, ci Canada are nevoie. Și aș vrea să vă înțelegeți menirea pentru care Dumnezeu v-a vânat într-un fel sau altul și v-a adus aici. Canada are nevoie de lumina voastră, de sarea voastră, de mesajul Evangheliei, este în întuneric beznă, este opresată de duhuri care mai de care mai rele, mai înșelătoare, mai degradante. Și voi sunteți lumina pentru Canada. Și aș vrea să vă luați rolul în serios. Sunteți cetatea pusă pe muntele care este în Quebec. Care să răspândească lumina lui Dumnezeu. Ca să oprească degradarea morală. Care să poartă război cu toate aceste legiuni de demoni care sunt chierile iadului desfănsuite în ultima generație și le strică mintea și le strică sufletul și toată la ruină și pierzare veșnică pe chebecan și pe canadien. Și voi sunteți soluția lui Dumnezeu. Dar niciun dubiu de lucrul acesta că Dumnezeu vă aveți. Pentru că știu că Dumnezeu în zile de urmă. Mai avem doar câțiva ani până la venirea Lui. Și El vrea să-și pregătească o miață pentru venirea Lui, ca să strălucească în glorie și slavă. Și din ce în ce va fi această separare, din ce în ce mai distinctă și clară. Cei sfinți să se sfințească și mai mult. Cei necurați să meargă mai departe în necroțiile lor. Dar vreau să vă spun că la aceste zile de urmă, poporul Dumnezeu, când va primi ploarea aceea târzie a Duhului Sfânt, se va ridica între oamenii aceștia, între tinerii aceștia, băieți plini de autoritate, de putere, de Duhul Sfânt, de bani îndrăzneală, vor scoate la dragi, vor face minuni, vor dea morții, vor descoperi puterea de acolitor. Și voi, fratele mele, credeți că este imposibil? Nu, este posibil. În 2000 era o femeie savite în Mumbai. Un oraș mare, câteva sute de zeci de milioane din India. Și această femeie nu știe carte, nu știe să semnează numele. Cu gestul îți semnează documente. Toată viața ei, instrumentul de care la bună a fost pix la scriu sau computerul și a fost șef. Mătura. Să măture gunoiul pe străzile Bombeiului. Cea mai joasă castă din toată societatea indiană. De cea mai joasă castă. Dar femeia aceea, până în urmă, cu 16 ani, a înviat
8, 16 oameni din morți. Mai mult decât toți cei care sunt înregistrați pe paginile Scripturii din Vechiul și Noul Testament. O femeie fără școală. Savitri. Dumnezeu se uită să găsească pe cineva care îl caută toată inima. Care să fie un vas, care să fie sfințit, curățit, pus deoparte. Doamne, aici sunt, gata, nu tău, cum face vrei cu mine. Și în această generație va duce Dumnezeu, această reparație zi. Și pentru asta sunteți în Canada. Mă bucur din toată inima de atmosfera pe care am găsit aici și mai ales de fratele Iosif. Pe drum ne-am rugat și am zis, Doamne, cuplează-mi sufletul, cuplează-mi Duhul, împreună cu sufletul păstorului, pentru că vrem să facem aici o lucrare în tandem, în armonie, sincronizat cu Dumnezeu. Și de la intrare ne-am cuplat și sunteți binecuvântați să aveți un asemenea păstor. Respectați-l, cinstiți-l și vă rog frumos, dați-vă toată silința. Să împliniți viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Nu boicotați, nu cârcotiți, nu judecați, nu vorbiți de rău. Că cine judecă și vorbește de rău pe fratele său, judecă cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă judeci cuvântul lui Dumnezeu, nu mai ești împlinitor, ci judecător. Un nesimțit și jumătate. Tu să judeci cuvântul lui Dumnezeu, să judeci pe Dumnezeu, unul singur este judecătorul și dătătorul legii. Tu cine ești? Până nu lucrezi, n-ai dreptul să judeci. Și sunt unii care sunt specialiști în judecăți. Care, vorba aceea, dau un dolar în biserică, dar fac gălăcie de 1000. Cine nu lucrează, tot la greșește. Am găsit așa frumoasă smerenie din partea fratelui și a spus, am găsit de atâtea ori, de așa de multe ori. Am făcut greșeli. N-am întâlnit până acum un pastor la prima întâlnire să spună, am făcut greșeli. Asta este ceea ce așteaptă Dumnezeu la noi. Smerenie. Dacă, dragii mei, îmbrăcați-vă toți cu smerenia. Cu această podoabă aleasă. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți e da. Este un potențial uriaș care se naște în biserică. Copiii, orchestra frumoasă, au plecat că am auzit că strâng prea tare și trebuia să-și pună urechile la mâini la urechile, să nu-i sparg timpanele. Dar mă bucur, m-am închinat împreună cu voi și ei o desfătare să fiu împreună cu voi. De ce vă spun? Nu că ați văzut la tez, într-un fel sau altul, să intru sub coasta fratelui păstor. Și adesea, noi avem nevoie cineva să ne dea un examen de sănătate. O evaluare, oricum de sine. Și nevoie de o evaluare spirituală. Pentru că de multe ori, dacă faci următorul lucru, dacă eu țin Biblia asta prea aproape de ochi, nu poți să citești. E nevoie cineva ca să îndepărteze puțin cartea sau să aibă această distanță epistemică să te poți analiza, să te spune. Și tu poți să învețe, tu poți scumpă, mea vorbă de copii. Așa vreau să fie toți copiii ca mine, ca și voi. Minunat, uitați-vă la feselor. Îi vezi în alte contexte, cu ticuri, cu una, cu altă, neliniștiți într-o parte și altă, cu toți lui dragi care vin de la părinți, de la sistemul acesta în care este împotriva Dumnezeu. Dar uite de la copiii noștri, ce fețe frumoase au, ce liniștiți și altnic. Asta este o grindă a lucrării frumoase pe care face Dumnezeu în mijlocul nostru. Dragii mei, sunteți binecuvântați. Și spun următorul lucru. Cum e turcul? Așa-i pistolul. Cum e tata? Așa-i feciorul. Amin? Doamne să minteze. Să minteze cu turcul și cu pistolul lui și cu păstorul și cu conducerea bisericii pe care l-a dat-o. Și mergeți împreună să vă închizi în frăția lui. Încă o dată, dragii mei, aș vrea să vă faceți clar motivul pentru care sunteți în Canada. Nu să faceți casă peste casă, mașini peste mașini și conturi la băncile canadiene sau americane. Ci suntem aici să facem ce? Comoară în cer. Să fiți nu bogați în dolari, ci să fiți bogați în credință. Să fiți bogați
în isprăvi minunate, în minuni dumnezeiești, ca oamenii văzând faptele voastre să-L laude pe Tatăl vostru care este în ceruri. Să fiți bogați în sufletele pe care le culegeți pentru împărăția Dumnezeu. Hristos a venit și El putea să aibă toate bogățiile lumii. El putea să facă cel mai mare imperiu care putea să vină. El putea să aibă școlile cele mai ilustre. Pentru că El locuiește, trupește toată înțelepciunea lui Dumnezeu. Cobori în înțelepciune și ale științei. Sunt Iisus Hristos, putea să facă școlile cele mai ilustre. Și orice cinstește și valorează lumea în jurul nostru, putea să facă orice. Dar știți ce avea să facă? El a venit să caute, să mântuiască. La trei ani știam că Hristul este să fie încălcat, o să se aducă la mântuiască. Am fost pe o cale în care am fost în calea lumii ca și fiul risipitor și am venit la discotecă cu o fată care după aceea mi-a devenit nevastă și m-a întrebat ce vreau să te fac și am spus că vreau să mă fac popă, că nu știa ce înseamnă pastor, venind de la discotecă. Dar și atunci când eram acolo, la porci, știam că Dumnezeu mă vrea ce? Să predic Evanghelia. Și asta vrea să fie Dumnezeu. Noi avem nevoie, de o pasiune, de un ideal, de ceva care să ne investim toată ființa și puterea noastră. Și nu există mai mare ideal ca și căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și puterea și toate celelalte lucruri. Se poate avea. Amin. Amin. Lăudați să fie Domnul. Amin. Fratele m-a întrebat, frate Titus, cât ai nevoie? Și eu să fiu modest, să nu fiu țâgan, că vin la voi și îmi dai jeștul și iau toată mâna, am zis, am nevoie de o oră. Dar de fapt aș avea nevoie de doar 3 ore. Ce părere aveți? Mie îmi plac la frații penticostali, adică vreau să vă spun următorul lucru. Mama, bunica a fost penticostală și bunicul din partea mamei a fost baptist. Eu sunt un baptist penticostal, mai recent sunt mai mult penticostal decât baptist, așa că vreau să vă aduc din nou la butuc, la răcini. Nu-i așa? Nu-i așa că la bisericile penticostale știai când începe programul, dar nu știu că se termină? Nu așa era când era penticostal în floare? Amin! Băi, unde sunt frații? Le frică să spună amin, că după aia se leagă de ce fratele din nou depășește timpul. Eram undeva pe la Oncea, la biserică penticostală, prin anii 80. Și frații m-au chemat să predic și predicile mele, introducerea mea, ține o jumătate, o oră. Și după ce am predicat o oră, s-a făcut puțină pauză, mai fost cântare, 13 acordeone. Nu știu unde există acordeone, fraților, dar se pare că de-aia nu există zelul și cântarea aceea și entuziasmul, v-ați pierdut acordeone, dar erau 13 acordeone, când sunt 13 acordeone într-o biserică și toate cântele, vreau să vă spun că se coboară ce. Nu-i așa? Deci, Maximin, de a trăit-o. Deci nu vorbesc așa povești. Și după ce au mai cântat acordeone, mi-am întrebat, frate, mai e cât o predică? Cum să nu, frate, nu am. Am aici un iPad care e cel puțin cu 500 sau 600 de predici. Sunteți gata? Dar mai am, frate, și după ce mai trebuie din gol, după aceea are cântare, laude, mărturii și după aceea, frate, mă, sigur! Nu vreți să faceți un fel de bis la sfârșit? Nu vreau să abuzesc dumneavoastră, nu vreau să fiu chiar așa țigan, dar haideți să vedem ce are Dumnezeu pentru noi. Ce are Dumnezeu pentru noi în această dimineață și încă o dată. Psalmul 23 este porțiunea cea mai cunoscută din toată literatura universală. Și când fratele l-a citit, am văzut pe câțiva dintre fetițele acestea care erau aici, alții, începând să-l spună pe de rost. La mine în biserică, copiii îl știu pe de rost. Și sper că îl știți și voi pe de rost. Psalmul 23, amin? Da, minunat! Să nu existe un copil în casele noastre, în biserica noastră, care să nu știe pe de rost Psalmul 23. Indiscutabil, Biblia este cea mai tipărită carte, cea mai răspândită, cea mai cunoscută, cea mai citită, cea mai iubită carte din lume. A umblat pe mai multe drumuri, a
bătute la mai multe case, a slăjit mai multe bordeie, a luminat mai multe minți, a mânghiat mai multe inimi, a răscumpărat mai multe destine din hăurea iadului decât orice altă carte care a fost scrisă sau tipărită, răspândită vreodată. Nu este carte în lume ca și Biblia. Din cea mai citită carte, de departe, cea mai cunoscută și mai iubită porțiune din Biblie este Psalmul 23. Psalmul 23 este citit în cele mai întunecate momente prin care trecem în viață. La un pat de suferință cu un bolnav care este cu cancer terminal sau care îi se apropie sfârșitul. Ce frumos este psalmul acesta ca să mângâie inimile. Domnul este păstorul meu, nu vă duce lipsă de nimic. Chiar dacă ar trebui să trec prin valea umbrelor morții, să confrunt răurile haisului, a morților, a rugiței morților, nu mă tem de nimic, căci Domnul este alături de mine. În călătorii, înaintea examenilor, înaintea deciziilor majore, psalmul acesta este citit. Și nu există iluminare, mânghiere și împuternicire undeva în lume, ca și în cuvinte de mânghiere, încurajare și promisiuni sfinte pe Domnul este cu mine. Acum, în ciuda faptului că este cel mai cunoscut și cel mai citit, fratele mi-a spus că nu aduc aminte sau a fost foarte de mult și cineva a predicat din psalmul 23. Adesea, familiaritatea cu acest psalm, faptul că îl știm pe de rost și mecanic, adesea nu reușim să înțelegem adâncimile și profunzimile lui. Și aș vrea pentru cei care l-au învățat din pruncie să nu îl repetăm ca papagalul, ci să-l înțelegem în toată frumusețea și juvaierul fără egal care există în Biblie. Un mărgăritar nespunat. Noi suntem români. Și noi, ca români, avem șansa mai tare decât oricare altă națiune să înțelegem psalmul acesta, că este un psalm mioritic, un psalm al unui cioban. Și care este poezia noastră națională? Pe un picior de plai, pe o gură de rai. Iată, vin în cale, se coboră în vale, trei turme de mii cu trei ciobănei. Și poezia noastră este poezia ciobanului, Miorița, nu-i așa? Deci noi avem șansa mai mult decât canadieni sau americani sau alte națiuni să înțelegem psalmul acesta, că suntem mai aproape de ceea ce înseamnă acea experiență pastorală. A ce înseamnă să fii oaie sau ce înseamnă să fii păstor? Și înțelegem cum se înțelege acestui psalm. Două lucruri sunt importante în a înțelege înainte de a merge mai departe. Psalmul este scris de cel mai citit, mai iubit, mai admirat poet care a fost vreodată pe fața Pământului. David. Și este scris de David nu când este în tronul lui, înconjurat de sutele sau miile de oși pe care le avea, de consilierii lui și de preoții care stăteau în spatele lui să-l valideze că este unsul Dumnezeu. Când este recunoscut de națiune ca împăratul pus de Dumnezeu și porunca lui era ordin pentru oricare dintre supușii împărții. Nu atunci a fost scris psalmul acesta, când David era în culmea puterii, gloriei și a recunoașterii naționale. Și psalmul acesta a fost scris, știți când? Când David a trebuit să ia coroana încrustată cu diamante. Când a trebuit să dezbrace roba lui de împărat cu sută de aur. Când a trebuit să-și pună cingătoarea cu sabia lui Goliat deoparte. Când a trebuit să se dezbrace de hainele lui de împărat și să ia ițarii de cioban, șopincile de cioban și să ia tăiatul de cioban și să fugă! Și să fugă de mănâncă pământul, că toată oastea lui, consilierii lui, că
copilului, pe familia lui Sanitate, împotriva lui și îl vreau ca pe cel mai mare criminal care trebuie încis imediat să ne facă alte crime, ca cu un șarpe călător, iau pe numele lui. Atunci a fost psalmul acesta, când era singur și s-a dus unde din nou, în câmpiile Betleemului, când l-a cunoscut pe Dumnezeu și acolo a crezut înaintea Dumnezeu, în genunchi, și apoi a crezut în patru labe ca și oaie. Și de acolo, din poziția de oaie, pe patru labe, de acolo scrie psalmul acesta. Dar cine vrea să spun că ați citit psalmul acesta în fotolii, poate într-un loc unde ați fost confortabil, poate ați zis ce interesant este când ați fost poate într-un oficiu care este pe colț, la un mare oficiu executiv de întreprindere, când îl citești acolo, nu îl înțelegi, dragii mei. Îl vei înțelege psalmul acesta și te vei lega de el, ca de aer și de apă, abia când ești în patul ape. Când vei ajunge în valea umbrelor morții, când toți te vor părăsi și mama, și tata, și copiii, și îmi zice, Dumnezeule, unde ești? Când improbabil vine diagnosticul de cancer improbabil în stadiul 4, sau când copiii tăi l-au luat razna și te-au părăsit, sau când soțul a zis, nu te mai iubesc, te urăsc, nu mai vreau să te văd. Sau când soția ți-a făcut o lapte și din toate trezești că i-a avut nu știu câte relații. Și tot psalmul acesta va fi ancora care s-a ținut sufletul. Va fi colatul de salvare care te va aplica în cel mai venit de lapte. Și psalmul acela te va pune voi pe o stâncă tare să primești orice fortună și să fii mai mult decât doitor în toate aceste încercări. Psalmul 23. Următorul lucru despre psalmul acesta este că psalmul descrie oaia. Atitudinea pe care o are o oaie. Și noi avem cele mai idilice înțelegeri cu la ce înseamnă o oaie. Oh, eu sunt oaia Domnului. Cu e oaie în jurma statului jos, în biserica pentecostală, pe aici. Alții care sunt membri biserica mea, eu sunt oaia fratelui Titus, sau sunt oaia bisericii lumenii și în cer. Dar vreau să spun că oaie nu cred că e prea un lucru care te flatează. Nu cred că eu l-am auzit pe fratele Valentin că își desnează soția cu cele mai alese și mai romantice dintre epitetele care pot fi în limba română. Dar nu l-am auzit niciodată scumpa mea oaie. Ce bine că n-a făcut. Nu cred că profetiza din asta, care este frumoasă și care este înzestrată și când se plăiește prima pe cu un curteran, spune, dragă mea, ce oaie ești extraordinar. De ce? Pentru că oaia e cu totul deosebită de celelalte animale din grădină sau din o gradă. Oaia este cea mai lipsită ființă de apărare care există în natură. Cerul, oaia. Căpioara are picioare subțiri care se pot vedea loc. Pisica are gheare. Lupul și ceilalți au comis. Ariciul are țel. Hârciogul se bată în pământ. Dar oaia săraca de ea este înătânta pe lume. N-are nici coț, n-are nici gheare, n-are nici picioare, n-are... Oaia este vulnerabilă la cei mai handicapați, mai șchiop, mai bonat dintre lupii sau dintre țarele care există acolo. Nu poate să facă nimic. Oaia este complet lipsită de apărare. Așa suntem noi. O, nu se poate. Ce pumn am eu? Cu care vrei să vezi? Cu urgență sau cu moră? Cu stânga sau cu dreapta? Te pune cu mine. Și credem că suntem tari și mari. Nu vă înșelați. Cel mai mic drăgușor
vă luxează de, vă tântește în șanț, vă tântește de o pereță sau într-o mașină sau pe o stâncă și stau. Nu vă credeți că sunteți magica? Un virus așa de mic, care nici măcar cu microscopul optim, vezi, este pe microscop electronic, în momentul când ar putea pe tine, pe tine, mare, brav, n-al ca gardul prost ăsta, deștept ca Einstein. Te termină imediat. Suntem cele mai friabile ființe care sunt pe pământ, dragii. Asta este un. Nu doar că suntem lipsiți de apărare din oamenii, ci suntem cu inteligența unei ori. Nu vă recomand să mergeți, dar dacă din când în când v-ați uitat poate la tembelizor din accident, vă asigur că veți găsi numere de circuce cu lei, cu tigre, cu paralei, cu câini deștepți, cu pisici deștepți, inclusiv concurs de purici. Care să le mai tare purice sau proaste care să le mai tare. Dar la niciun circ din lume nu vei găsi un număr cu oaia, pentru că oaia este prea prostă să te uimească cu ceva. Oaia este de o stupizenie și de o prostie care este monumentală. Oaia, dintr-o dată, îi se pare că aude ceva și bate din picior și începe să fugă. Și fuge a proasta în prăpastie. Și toate oile, sute mii de ori, merg cu ea. O turmă întreagă a dispărut de 1000 și ceva de oi pe un platou și, domnule, n-au găsit unde este. Toate oile au sărit în prăpastie, pentru că una a fost speriată și a fugit de propria umbră și a sărit în prăpastie și toate celelalte au sărit după ea. Aș spune, și toate este oare. Este așa de proastă, încât în momentul când vine lupul să fură oaia, știți cum fură lupul oaia? Vine la oaie, și o prinde de brăniță cu vinții cu oaia. După care zice, hei, acum avem o mie. Și lovește cu coada și oaia merge pe picioarele ei cu kilometri întregi până lupul o duce la bulldog, brânci acolo prin față de petrecare. Ar putea să strică, bătiță dragă, ciobănoșule, aici sunt, mă mâncă lupul, sari, ajută-mă! Nu face! Așa de proastă este. Noi ne credem că suntem deștepți de noi credem că suntem așa de deștepți încât am reușit să descoperim taina vieții. ADN-ul. Tainele celule. Așa de deștepți încât am reușit să coborâm pe lună, să venim sonde în spațiu. Cine ne poate ajunge la înălțimea nasului nostru, în care într-o dată credem că știm toată știința? Vreau să spun că avem computere și avem oameni care sunt specialiști în cele mai îmbătigate teorii despre astrofizică. Dar știți ce se întâmplă? Când e vorba de lucrurile spirituale, ce fac? Citesc horoscopul fiecare zi, să vadă ce spune horoscopul despre ziua de astăzi. Orice ziar mare are pe pagina ei, pe pagina lui, horoscopul, în care tot felul de povești care mai decare mai strane. Eram undeva prin Siberia și a venit la evanghelizare noastră un student care era un student la filozofie, Sergei. Și după ce ne-am auzit puțin, a început să-mi zică, păi dar eu acum am venit de pe Alpha Centauri. Și a început să spună ce a întâlnit el pe Alpha Centauri. Și când am auzit chestia asta, imediat mi-am dat seama că ăsta este cu această meditație transcendentală. Și pe vremea lui Ceaușescu, cei mai buni academicieni, doctor de cenți din România, aveau un club a meditației transcendentale în care ei se întâlneau la meditație și încercau să lipteze, să plătească și apoi să viziteze cosmosul. Așa de tâmpi erau. Vreau să spun, cea mai mare minciună care poate să fie în această lume este teoria evoluției. Dragii mei copii, încă o dată, mi-ar place ca să vin cu voi și să arăt cât de stupidă, cât de lipsită de sens, cât de irațională este teoria evoluției.
Pentru cei care sunteți puțin mai deștepți și ați studiat la școală puțin, aș vrea să vă dau o puțină vreastă, poate 3-4 minute. Vreau să vă spun, teoria evoluției are la baza faptului că, datorită complexității universului nostru, plazmelor solare, o supă de amidon, ceva fosfor, ceva azot acolo, cu niște fulgeri care vreau, intră atât, s-a creat până ce vreau. O celulă amelaproteus are perechi de nucleotide care nu se fac din toate, ci perechile acestea neobinite pot fi făcute numai de viață. Și are perechi de nucleotide 10 la puterea 24 perechi de nucleotide. Asta înseamnă 10 urmate de 24 de zero. Așa de multe perechi de nucleotide are ameba proteus, care este cea mai simplă, care se spune că este baza de îndeamnit toate cealaltă forme de viață. Asta este absurd de pe lume. Știți câte legături de aminoacid are omul? 10 la puterea a 6. Și ameba proteus are 10 la puterea 24. Adică a început, prima celulă a început mult mai complexă decât omul. Este imposibil. Nu vreau să stau prea mult aici, dar din cauza ce? Din cauza faptului că la nivelul lucrurilor spirituale, omul este mai prost decât o oaie. Ai acoperit aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit cui? Pruncilor, laudă numele Lui! Te laud, Tată, căci așa ai găsit tu bucată! Te laud, Tată, că așa ai găsit tu bucată! Deci ăsta este omul. Omul este o oaie. Și ca și oaie este lipsit de orice apărare când e vorba de lumea spirituală, de forțe de munce. Am făcut medicină și era o dorință ca să ajut pe oameni și mă gândeam să fac psihiatrie. Și am fost interesat să citesc în domeniul psihiatriei și a fost un medic psihiatru de elită în America, Scott Peck, și el a scris mai multe cărți recunoscute internațional, dar foarte, foarte citite în domeniu. Și Scott Peck, medic psihiatru american de prestigiu, el a zis: eu am descoperit realitatea răului în om. Când vin pacienții la mine, nu este o problemă de dezechilibru de membrană a ionilor, adesea cum se numesc bolile psihice. Și e nevoie de medicamente să corecteze nivelul de serotonină sau nivelul de echilibru de membrană electrolitic a neuronilor. Și el a zis: eu am depistat realitatea răului, a duhurilor necurate. Entitatea lor. Și după ce a depistat, după ce a scris, acum ce se fac, cum să le tratez? Că aceste duhuri nu ies cu medicație, nu ies cu tun, nu ies cu foc, nu ies cu niciuna dintre toate, tot arsenalul pe care noi avem. Să-l pui la rângen, să-l pui la a bombarda cu ion, cu tot felul de substanțe, nu se întâmplă nimic. Cum rezolv problema unui om care este infestat de duhuri? Cum rezolv? Și mi-a zis: măi, asta face biserica. Hai să fac și eu la fel. Și el a studiat câteva cărți despre modul cum să facă exorcist, după care a luat primul pacient pe care trebuia să facă exorcist. După 3 zile de încercare, 8 ore în fiecare zi de luptă, să facă tot felul de ritualuri, mantre, așa cum este ritul pe care le face biserica catolică, a încercat să le facă și el, și nu s-a întâmplat nimic. După 3 zile de distrare, a primat pe un pastor pe Picota și a zis: te rog, mă suni-o și ala, împrejumat de o să-l vrea pe viață, să-l vrea și dintr-o dată persoana a fost eliberată. Acum, din cauza faptului că a fost eliberată persoana, dar din cauza faptului că persoana n-a fost pusă unde, în biserică, așa cum a spus fratele, așa de pertinent, aveți grijă. Dacă l-ai scos afară, trebuie umplută casa cu Duhul lui Dumnezeu. Dacă nu este umplută, vine al 7 grad și mai rei. Ai 7 grad și mai rei
manifestarea lui de la încet de 7 luni. Și medic, obiectiv, care a fost suficient de onest să zică, ok, care este rezultatul experienței mele în exorcism? Faliment total. Și dacă aș sta mai mult cu voi, aș face să realizez cât de imperativ pentru noi este să stăm sub ce? Sub protecția bunului păstor! Nici o oaie în universul acesta și-am călătorit peste tot în lume. De-a lungul și latul pământului, nu am văzut o oaie care se poate trăi în sărbăticiune. Nici o oaie. Nu puteți trăi în această lume să trăiți împliniți de dacă ești un păstor. Domnul este păstorul meu. Altul este acolo. Un lup, un șarpe mare, un balaur. Haide de lup, de draci care sunt gata să-mi infesteze și nu putem face nimic în toată puterea noastră, în toată creșterea noastră, cu toate abilitățile noastre, nu ne putem împotrivi decât dacă vine bunul păstor să ne păzească, să ne păzească. Deci, psalmul acesta a fost scris de David când era în nevoi, în nevoi acute, abia atunci îl vom înțelege. Psalmul acesta este scris despre oaie și până când nu înțelegem ce înseamnă oaie, să nu avem imaginea asta idilică, oaie este așa un drăguț animal. Nu, este un animal drăguț, dar este un animal care nu are nicio capacitate de apărare și mintea ei este așa de proastă încât este înșelată de cei mai tântălări dragi, de cei mai lipsiți de inteligență și abilități duhnecurate. Omul este înșelat. Domnul este păstorul meu și aici este așa de crucial. Este Domnul păstorul tău? Pentru că psalmul acesta, tot ceea ce durează mai departe, descrierea aceasta, este condiționat dacă Domnul este păstorul tău. A fost un moment în care l-ai chemat pe Iisus Hristos să fie Domnul și păstorul tău, pe clapă, să vrea la Iisus Hristos. Dacă nu a fost, dragul meu, imediat în această zi, Domnul este păstorul meu, Doamne, primește-mă în turma ta. Am rătăcit destul, nu, vreau să fiu păstorul tău. Unii zic, da, frate, eu m-am rugat Domnul să fiu păstorul meu, dar nu-i suficient să zici, Domnul este păstorul meu. Ci tu trebuie să zici, Domnul este păstorul meu și mă duc cu ce? Cu turma. Nu poți să zici, Domnul este păstorul meu și tu stai independent. Mă mai gândesc. Tu nu poți să spui rugăciunea Tatăl nostru câte vreme tu nu ești născut din Tatăl. Câte vreme Dumnezeu este Tatăl tău. Evrei spuneau, noi avem ca Tatăl pe Avram. Nu e adevărat. Voi aveți ca Tatăl pe diavol. Păstorul poporului Israel în vremea aceea era împerițatul. Era ceră. Și lumina. Și este așa de imperativ pentru noi, ca în momentul când spunem Domnul este păstorul meu și am zis, Doamne, te aleg pe tine, păstorul meu, să faceți următorul lucru imediat. Și va crede și se va poteza. În februarie eram la o biserică și păstorul de acolo spune, frate Titus, un preot ortodox vrea să stabilă doctrină. Nu mi-a spus cine este, dar un preot ortodox vrea să stabilă doctrină. Și după biserică vine preotul și îl recunosc. Îl cunoșteam. Preot ortodox. Și spune, frate, am nevoie să te rog pentru mine, că era atacat de duhuri necurate. Au venit persoane la el cu duhuri necurate și s-a rugat pentru ele și duhurile din ele pentru el și a dat tău. Și a zis, eu sunt rugios, eu iubesc pe Domnul. La Domnul. Și după ce l-am auzit, am zis în următor, de ceea ce ai nevoie să te vedezi. De ce? Poporul Israel, câtă vreme era de partea de apus a Mării Roșii, egiptenii erau după ei în orice moment, în orice moment, ca să-i zbogească cum vor fi, la totală lor discreție. Momentul când evreii
au scăpat de faraon și de toate oștile lui când au fost, când au trecut? Când treci în Marea Roșie, ești atunci poporul lui Dumnezeu. Până atunci încă ești sub atacul în orice moment posibil al celuilor. De aceea cine spune că vrea să-mi ia pe Domnul, păstorul meu, și sunt tineri aici, care zic, da, cu siguranță vreau să-mi fac musulman. Am crescut în biserică, îmi place, dar vreau eu câte un lucru, câte ceva de aranjat, pentru că nu sunt convins ca și de conștiință. Domnul este păstorul meu și dacă nu vrei să te mai asalte haitele de demon și de drag și de ispite și de pofte la care nu poți să-ți față, când mai degrabă vine și du-te la pocătezi. Pocătește-te astăzi să lumezi și să vezi victoria din aia. Cum dracii sunt înnecați acolo. Și tu ai mai multă, adică ai dărința și lor prin Iisus Hristos. Care este protocolul prin care noi intrăm în Împărăția lui Dumnezeu? E nevoie de credință. E nevoie de pocăință. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă și botezați-vă. E nevoie de botez. Botez în apă. Și următorul lucru e nevoie de ce? De botezul cu Duhul Sfânt. Ăstea patru sunt pașii pe care cei care vor să fie în turma lui Dumnezeu, în turma lui Iisus Hristos, mare păstor al oilor, trebuie să-l facă. Dacă nu e făcut, acum e ceva să le faci. Credință, pocăință, botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt. Noi avem nevoie de ce? Avem nevoie de sângele lui Iisus Hristos să ne spere de orice păcat. Și după aceea avem nevoie de ce? De infuzia de Duhul Sfânt ca să ne ia putere asupra păcatului. Două nevoi fundamentale există în această lume. Nu există alte mai mari. Nevoia de pardon, și sunteți vorbitori de limba franceză, nevoia de pardon și nevoia de putere. Sângele Hristos ne dă pardonul, Duhul Sfânt ne dă putere. Să trăim într-o vreme de Domnul. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de urină. Dragii mei, dacă ești o oaie, nimic nu este mai important pentru tine decât ce? Să te hrănești la pășunile mănoase pe care te pregătește Domnul nostru, păstorul cerului. Ce minunate sunt pășunile lui. O, dacă ești capră, dacă ești câine, dacă ești șacal, dacă ești hienă, dacă ești ceva animal care îți place carnea sau îți place cadavrele, bineînțeles că nu vii la pășunile Domnului. Dar dacă ești unul dintre cei din turma Hristos, o oaie, o mielușa, ce mai pășun mănoase ne oferă Domnul să nu geniți bun? Ne poartă de grijă de ce? De nevoile noastre alimentare. Doamne, pâinea noastră și-a de toate zilele, dă-ne-o astăzi. Doamne, prin rănile tale, suntem vindecați. N-avem numai nevoie de pâine, avem nevoie și de vindecare pentru bolile care le avem și am prins dintr-o parte și altă. Avem nevoie de relații, familii, armonioase, cu dragoste, El ne dă familie și pace și liniște în așteptul nostru. El împlinește, dragii mei, toate nevoile noastre, nevoi fizice, nevoi psihice, emoționale, intelectuale, artistice, nevoi spirituale, nevoi morale, toate le împlinește din belșug. Nu vom duce lipsă de nimic. Am crescut și eu la o casă, tatăl a fost pastor, a fost dat afară pentru că a stat lângă credință și n-a vrut să fie colaborator cu securitate. A fost dat afară, mama, o femeie a rugăciunii, cu frații mei au crescut și ei frumos în biserică, dar eu, pe la vârsta de 15 ani, după ce m-am întors la Domnul și după ce am trăit o vreme cu el, după aceea am fost fiul risipitor, mai am zis, mă, gata, ea se distrează. De ce eu? Nu, nu, nu.
Și am început să mă duc cu prietenii să iau și o țigară, să mă dau mare cât de bărbat sunt și am luat prima dată țigară, o mărășești de asta și când am tras puțin... Și după vreme mă făceam de râs, că nu am tras în piept și când am tras în piept, am pus că mă înverzesc. Și după aia am început și cu una și cu alta și după aceea am zis, Doamne, vreau să cuți și eu ce este acolo. Și dragii mei, am fost la discoteci, am fost la tot felul de mărării și prostii și vreau să spun că este murdărie, este gunoi, plăceri de o clipă, dar după aceea îți lasă gura plină cu prândiș. Și comparat cu ceea ce am fost acolo, am trăit, am gustat și ceea ce este bucuria din bisericii noastre, pentecostali sau carismatici sau baptiste sau atunci când poporul Dumnezeu se strânge, ce frumos! Ce bine mă simt, ce mă bine mă simt cu aleșii Domnului. Nu există bucurie în cer și pe pământ care să rivalizeze bucuria cu poporul Dumnezeu. Doamne, sfinți din țară, oamenii care aveau să toată cererea mea. Eu nu aver după idolii străini. Nu aduc jertfelor de sânge, nu pun numele lor pe buzele mele. Ci, Doamne, Tu ești moștenirea mea. Ce frumoasă moștenire mea, Dumnezeu. Tu ești moștenirea mea. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la apă de odihnă. Dragul meu, hai să faci următorul lucru. Imaginați-vă că o oaie care e puțin mai diferită, poate ca și tine, care stă într-o noapte și începe să spună, soră dragă, dar tu te gândești mâine noi unde să mergem la pășune? Avem și noi vreo pășune care este a noastră? Dar tu te gândești ce lup acolo firos l-am văzut pe omul și nu mai vreau să ies afară din staul. Ați văzut pe oaie care se învârte și pe o parte și pe alta în coșmar, în frică, în angoasă, că n-are ce să mănânce, că n-are ce să bea, că n-are cu ce să se îmbrace, că toți lupii care sunt acolo sunt devastați peste ei și oare câți dintre voi nu sunteți o astfel de oaie care sunteți plini de frici? Nu e așa frică de ziua de mâine? Frică de ea, dacă vei avea de ce mânca și ce vei avea, nu e așa? Sau voi nu sunteți din aceștia, voi sunteți sfinții de pe lume, care aveți credință mai tare ca și Ilie. Laudă Domnului, dacă cumva s-a strecurat între voi un baptist din astea care nu le are credință, nu are pe toate, atunci lasă-mi voi să-l predic, fratele meu baptist. Măi, frate, credându-o. Păstorul este responsabil să pregătească pășunea pentru voi, nu oaia, nu-i așa? E responsabilitatea omului să zică, mă, asta e pășunea mea, trebuie să fie grijă că să fie pășunea care are apă, care are tot ceea ce e nevoie ca să fie pășunea noastră. Nu este rolul ce oii să se îngrijească ce va mânca, ce va bea și cu ce se va îmbrăca. Este rolul păstorului. Mă, frate, dar vorbești puțin așa idilic, așa Narnia, Poliana. Hai să vă dau câteva exemple, să vedeți că, într-adevăr, e o lume de pas, dar în real. Tata a fost pastor, care Dumnezeu l-a folosit în trezirea spirituală din Sălași, prin anii 50 ceva, și cei de la Tatip s-au scandalizat de extendia lucrării, de lucrările frumoase care se făceau acolo și l-au chemat și au zis, știi ce? Dacă nu colaborezi cu noi, dacă nu ești informatorul nostru, să știți că să știi că îți luăm cabinetul de păstor. Te dăm afară din serviciu și îți garantăm că nicio întreprindere din România nu te va angaja și tu și copiii tăi de mâini de foame. Îți garantăm că nici unul dintre copiii tăi, nici măcar școală de tractorist, nu o să facă. Ai înțeles? Da, am înțeles. Și ce zici? Mulțumesc frumos. Am fost tânăr și am îmbătrânit. Dar n-am văzut pe cel neplănit părțit, nici pe urmașii lui cerșindu-și plâmbă. Asta este ceea ce cred. Da, n-o lasă să-ți arătăm în ție. Eu am luat carnetul, au mai fost ceva rezerve în cămară, după o vreme, tata s-a dus la Oradea ca să se angajeze, s-a uitat în ziare. Așa de multe întrebări, întreprinde, angaja un citor. Orice, nu contează. A terminat teologia la Budapesta și la București, dar era ca să facă orice. Așa că s-a dus la prima repetiție,
Acucere, aveți locul de avem locul, faceți cerere la biroul personal și așteptați. După două zile veniți să vedeți. După două zile a venit și... Cerere deschisă. Păi a zis că aveți locul. Dom'le, cererea este respinsă. Mulțumesc frumos. La revedere, onorează de primis. S-a dus la următoarea întreprindere și după vreo 3-4 întreprindere care e același lucru, era clar, de la securitate, era clar, pe lista neagră, nu avea voie să-l angajeze din ei. S-a întors acasă și a zis, mame, aștept. Ei, cuvântul tău adevărat, Domnul este păstorul meu, nu vă duce lipsă de nimic. Și așteptam. Și când s-a terminat și făina, și ulerul, și șunca, atunci a venit un om care l-a căutat pe tata de la 250 de km distanță, de la Baia Mare și a zis, aș vrea să vii că vrem să facem o echipă de terapizare și dezinfecție. Asta înseamnă să pui o travă pentru șobolan, pentru poțoci, pentru muște, pentru frânzari, unde dintre cele mai de jos slujbe. Ești gata să faci postiul, orice se gata să faci. Și numai bine că găsește că mai are încă alți 10 colegi, toți păstori dat afară, și ăsta era un frate baptist din Baia Mare, un maghiar care a organizat o cooperativă de păstări de serviciu, de deratizare și dezinfecție. Și vreau să spun, echipa aceasta avea cele mai mari salarii pe economie. Cele mai mari salarii pe economie. În vremea aceea, când salariul era de, hai să zicem, de 700-800 de lei, care era bun, ei aveau 8.000 de lei. Și nu numai atât, dar avea ce? Avea permis de călătorie pe căile ferate, la clasa 1, pe toate căile ferate, de gratuit. Permis de călătorie pe toate liniile de autobuze, gratuit. Tata și ceilalți colegi, în fiecare duminică sau sâmbătă, se puneau pe tren și unde mergeau? Fără să meargă pe la casă de bilete, mergeau direct la tren, la clasa 1 și stăteau în orice loc în bușet. Dacă cumva în poșeta aceea de clasa întâi mai venea și cum nesimțit să-i ocupe locul, ce se întâmplă? Lumea și sper că nu a trecut. Venea cineva, nu știți că stă de vorbă cu ce? Cu un apostol, cu un păstor, cu un ambasador al lui Dumnezeu în poșeta. Venea conductorul și se uita la bilete la control și când tatea arăta permis de călătorie pe toate căile ferate la clasa întâi, păi ăsta e cel mai mare ștap pe care l-am văzut până acum. Și scotea pe ceilalți afară și lăsa ca să aibă condiții de lux 5 stele. Cu room service. Ironia lui Dumnezeu. Cele mai bune salarii. Apoi bilete gratuite pe toate căile ferate și autobuse să meargă să predice Evanghelia. Iar noi toți patru n-am făcut școală de șofer, ci toți am făcut facultate. Dragii mei, nu pot să exagerez suficient cât de credincios este Dumnezeu acestui verset. Domnul este păstorul meu, nu voi duce cu lipsă. El mă paște un pășun vers și mă duce la ape de orihnă. Îți dă liniște și pace. Oile sunt speriate de ape. Oaia nu știe să noate. Oaia, dacă s-a băgat în apă, lâna absorbe apa și devine submarin. Blblblbl, submarin. Câinele, porcul, ceilalți se simt bine în apă, trec, dar oaia, submarin. Și de aceea e frică de apă. Și ce face Dumnezeu pentru oi? Apele care o sperie și care strop o sperie, creează ape liniște. Și o duce la ape liniștită să dea mai liniște. Sau, nu-i așa că ai nevoie să te duci și tu la ape liniștită? Nu-i așa că te-ai îngrijorat și te îngrijorezi de prea mult? Mai ai câte un fenobarbital sau câte o altă hap, diazepam sau mai o parmezan sau alte lucruri care să te mai liniștească? Lasă-te în mână. Ai un caz. Așa. Ai un caz asupra lui. Nu se le lasă, aruncă-le asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși, însuși, Hristos, se îngrijește de voi, dragi. Nu-L mai ofensați, dragii mei, sau dragii mei, prin necredință.
Oare copiii noștri n-ar fi ofensă teribilă pentru noi, copiii noștri, să întreb, mă, tata, mă, dar eu am mâine ce să îmbrac la școală. Mă, tata, mă, dar eu am pâine pentru mâine. Mă, tata, dar tu ai bani să-mi cumperi pantofi. Și să ne agaseze cu tot felul de probleme ca să nevoile lor. O face un copil și ce faci? Păi nu pot dormi, de ce? Că mă, ce greu va fi. Mă, copilule, nu crea, stai jos. Asta-i treaba mea, mă. Tu nu am liniștit, ai înțeles? Asta vreau să facă Dumnezeu. Liniștiți-vă, dragii mei, la apele de ofină pe care bunul păstor ne pregătește pentru noi. Poate și bărbați sunteți unii dintre voi care aveți fricile și angoasele și insomniile voastre, nu? E nevoie? Domnul să vă ia poverile? Aruncați-le! Aruncați-le! Haideți să mergem mai departe, suntem la al doilea verset. El mă duce pe grăzești. El mă călăuzește pe cărări drepte din pricina numelui Său. El mă călăuzește pe cărări drepte din pricina numelui Său. E așa de important, draga mea, să, dragii noștri, să înțelegem că El ne călăuzește. Și cărările pe care El ne călăuzește sunt cărările acelea prin care El ne vrea să ne ducă la cele mai bune pășuni, la cele mai liniștitoare acte, să împlinească toate nevoile noastre cum ne călăuzește. Lăsați-vă călăuziți de El. Una dintre problemele pe care noi le avem este că în noi păcatul numărul unu al nostru este repelimentul. Independența. Proclamarea independenței noastre. Dacă ar fi în termeni seculari, de a numi păcatul este omul în revoltă. Stăpân pe propriul destin. Eu fac, eu vreau să fac ce vreau eu. Nimeni să nu-mi comande. Mai ales asta este în America. Cred că și în Canada. Acest spirit al independenței, proclamării independenței omului. Și el vrea să ne ducă pe cărările lui. Și noi vedem imaginea aceea în care vedem pe un păstor cu ce? Cu un mielușel în brațe. Ce imagine scumpă, dragă, în care păstorul este cu mielul în brațe sau mielul pe ei. Nu? Noi aveam mai degrabă un calendar biblic care la școli biblice și de calendarul acela era ce? Era păstorul cu oile și cu zamiei și avea un miel pe miel. Ați văzut imaginea aceea în brațe? Știți că mielul ăla care era pădât nu era cel mai jintaș, cel mai sensibil, cel mai iubitor de păstor în el care venea să se bage tot timpul în păstor. Nu. Ci în fiecare turnă mai este cât un miel de genul ăsta care nu stă cu măsa, nu stă cu ceilalți miei, ci care o ia încunați de rădăcire. Ba aici pe corp. Și un bun cioban îl știe care este mielul, care vede că ăsta tot timpul merge pe lângă turnă, nu cu turnă. Și păstorul știe că dacă nu îl corectează acum, când e miel, va ajunge în gura lupului. Și ce face? Îl ia pe mielușel, ce? Scumpe meu, ești tare drag, dar ești tărgălău și prostul de tot și trebuie să-mi dau pe lecție, de corecție, unde să nu mai rătăcești. Așa că îl ia și ce face? Îi rupe picior. Îi rupe picior. N-am și mielul nu poate merge. Dar nu lasă cu piciorul lup, ci îi pune două bețe, îl leagă cu ceva iarbă, ceva fâșie, îl leagă și, și puiul, mielul îi trebuie cel puțin 30 de zile până când își fortifică din nou ursul. Dar în cele 30 de zile nu mai poate merge singur și merge numai unde merge păstorul și păstorul duce și când păstorul zice, n-au cum a stat, stă unde lângă păstor. Și mănâncă lângă păstor. Îl corectează. El mă duce, adică, din pricina numelui Său, este onoarea păstorului ca să aibă grijă de acești miei care iau razna. La noi în biserică, era o familie foarte faină, îi spun și numele că Daniel Buiciuc, a venit într-o familie pentecostală, s-a căsătorit cu o fată de la noi. Și eu, fain, tineri fain, inclusiv aveam un copil în vremea aceea. Și
Daniel avea înclinații puțin spre rătăcire. Și ceea ce s-a întâmplat este că și-a cumpărat o motocicletă asta, Yamaha, câteva sute de cai puteri, și ceea ce făcea este că îi plăcea să meargă pe această șosea care este A1A, care este de-a lungul oceanului, mai ales seara, când este priză, prea frumoasă și de șosea. Se juca. Când avea preferit să se facă cânt. Exact în timpul polilor în care nu se dea la biserică. Lor seara. Stai puțin fapt, că la biserică e prea boring. Sau plictisitor. Și nu bine că într-o joi seara pe noi, biserică, el cu motocicleta la Rahi a intrat în microbus, microbusul s-a îndoit în două când au venit cei care erau paralelici, au zis, a mai ieșit cineva vin de aici? Într-adevăr a ieșit viu, dar cu multiple. Mâini, oase fracturate, coaste fracturate, maxilarul fractură, în comă câteva zile. Când s-a trezit din comă, era acolo împreună cu tata său, cu care era și presbiterul bisericii. Și golul unui doctor, când putea să vorbească, pentru că maxilarele erau dislocate și trebuia să fie fixate. Frate de tăs, știu de ce mi se întâmplă tăs. Eu trebuia să fiu la biserică. Nu cum o fac bine, niciodată nu se mai lipsă la pentru unii Dumnezeu le rupă picioarele, la alții le rupe maxilarele. Să nu înțeleți. Imagine, cu toți suntem înclinați spre rătăcire. De ce vrei să fii cu picioare rupte sau cu maxilarele? Și unul care la fel a fost Mielușel în turma mea. Îi plăcea să tragă la mesea, a fost mustrat, n-a ascultat, a intrat cu mașina într-un stâlp și este cu față desfigurată și cu fier în cap. Domnul mustră pe cine plăște. Hai, ce vrei? Vrei mustrarea Domnului sau vrei binecuvântarea Domnului? Dacă trăiești un păcat, și ascultați-mă cu atenție, dacă cumva trăiești un păcat și nu ți se întâmplă nimic, ești fiul din curvie, ești bastard, nu faci parte din familie. Dacă careva dintre noi s-a furișat printre noi, unul care a venit și el că i-a plăcut o fată frumoasă de noastră, din fată frumoasă și cinstită, dar el s-a pocăit mai din cauza ei. Dar apoi i-a omitit biserică și s-a plăcut într-o fată și alta și se duce pe căi străine și nu se întâmplă nimic cu el. Pentru ce? Pentru că nu ești din poporul Dumnezeu. Eu mustru și pedepsesc pe cine iubesc. Și dacă ești în poporul Dumnezeu și o iai pe care decide el, intervine să vede. Timbii. Băiat de păstor din America, de undeva din Nord. Pe la vârsta de 14 ani, a început să fie cel mai bun alergător de la școală, de la liceu. Și la sărbătoarea lungime și la înălțime. Un atlet nemaipomenit. Dar el fugea nu doar ca să câștige premii, ci el fugea de Dumnezeu. Cum a terminat high school, s-a înrolat la marină. Ăia să meargă cât mai departe, să nu cumva să fie aproape de ala, să nu mai cicălească să-l ducă la biserică. S-a înrolat în marină, s-a dus în Vietnam, în 71, în 8 mai 1971, era fruntea plutonului într-o misiune de luptă și a ajuns într-o poieniță în mijlocul căreia era un templu budist. Și el conducea plutonul și, dintr-o dată, sub picioarele lui a explodat un vulcan. O mină. A sărit în aer, fum, comanda celorlalți, jos! Nu trebuia să spui jos, că el a căzut jos. Și când și-a dat seama ce se întâmplă,
caporalul Gore era peste el, se ruga și era o masă de carne macerată, sânge și pământ. Și-a pierdut conștiința după ce a zis: o, Doamne, Doamne, nu picioarele mele, nu picioarele mele, Doamne. S-a trezit din comă. Un an de zile a fost operații. La sfârșitul celor 13 operații pe care le-a avut, i-a rămas 3 cm sau 3 inci dintr-un picior, 11 inci din celălalt și pentru restul vieții condamnat la scaun cu rotile. Și îmi spune, ziua aceea a fost cea mai întunecată zi a vieții mele, ziua de 8 martie 71. Dar ziua aceea a fost ziua în care alergarea mea de Dumnezeu s-a sfârșit. Și m-am întors acasă. S-a întors acasă la biserica tatălui său și a pus viața în îndoială a celor iertare. Și a devenit unul dintre cei mai mari evangheliști timpului, a predicat la sala palatului din România. Are medalii americane, Purple Heart. Dar nu are picioare, pentru că a fugit de Dumnezeu. Dacă ești dintr-o familie în care ai fost scăldată de Dumnezeu, sigur, nu poți fugi pe altare Dumnezeu. Rugăciunile mamei, a tatălui, a bunicului, a bisericii de volumare, nu vreau să acasă de tot Dumnezeu cu picioarele, cu fărăciile, cu spirate, cu tot felul de operații de recuperare și restaurare, cu metale de cap sănătoase, ci întoarce-te astăzi. Și de alții care au mult. Prieteni buni de-a mei care au murit. De aceea sunt printre voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin, dorm, asta au murit prematur. E vorba de onoarea marului păstor. Este rușinea lumii ca un păstor să meargă să păstorească 100 de ori și când vine apoi să vină cu 50 de ori sau cu 75 de ori. E rușinea lumii. Păi onoarea păstorului s-a dus cu 100, să se întoarcă cu 100. Doamne, ăștia sunt oile pe care mi-a dat, n-am pierdut-o nici una. N-am pierdut nici una. Este o poezie a lui Costache, nu Ioanit, o poezie minunată, care este scrisă în termenii lui Miorița. Pe un hău fără vat, pe o gură de iad, ce umbră fugare urcă și coboară în faptul de seară. E oaia din urmă, fugită din turmă, e oaia pierdută, una din 100, e oaia ce plânge cu lacrimi de sânge. Drăguțule, dace, vino de mă-ntoarce, de mă-ntoarce acasă, din negură neagră, iată-ți cer iertare că am rămas în vale, crezând că în genune sunt ierburi mai bune, crezând că în rovine sunt ape mai bine, crezând că în sferungi sunt umbre mai dulci. Nu știam că în lume apele sunt cu spume, bulgări cu șerp și umbra e cu sânge, că bulgări sunt step și umbra e cu șerp. Plângea, oița mare plânge, violiță, dorm, viroace funde, nimeni nu răspunde. S-ar putea ca unii dintre voi să fiți astfel de oaie care v-ați rătăcit. Și sunteți asaltate și te simte lucrul așa cum spune. Auuu! Oare cine plânge? Cu suspine, prin crop și vine. Soră dulce, ce te aduce de sus, din răscruce? Este un lucru care îți adulnecă. Urma și te vede că ești în afara poporului, în afara protecției păstorului și te face zob ferferiță. Dacă ești unul dintre cei care ai fost odată aici, în turma Dumnezeu, întoarce-te acasă la păstorul cel bun. Dacă n-ai fost în turmă, astăzi este ziua, ziua cea mare, asta este ziua Mântuirii. Și spune, Domnul este păstorul meu. Vreau să-l fac din acest moment pe Iisus Hristos, mare păstor al oilor, păstorul vieții mele, pe care voi călca pe urmele lui, unde vă duce el. Acolo este plăcerea și desfătarea vieții mele. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. E începutul predicii. Sunteți gata pentru că vă auzi la trei predicii?
fiți binecuvântați, primiți cuvântul. Bucurați-vă faptul că avem un păstor așa de mare, care ne duce la și interes. Ne trezește că în drepte, care are un toiac și un pustucan. Iar cum plăcut să pot predica despre ce înseamnă toiacul și pustucanul lui Dumnezeu, care ne mângâie. A lui să fie laura și gloria, poate cu altă ocazie. Amin? Amin. Fiți binecuvântați, poate Dumnezeu mai deschide o altă ocazie, poate eu să-i primim colega ca face onoare să primim atât la mine acasă, cât și la Dumnezeu Biserică, să return the service. Amin? Amin. Mulțumesc. Dragii mei, în dimineața aceasta, cuvântul Domnului s-a îndreptat spre noi. Aș vrea să mulțumim Domnului pentru că ne-a dat oportunitatea să facem păstor al nostru. Aș vrea să mulțumim Domnului că ne poartă de grijă și o face de atâta vreme cu multă bunătate, înțelepciune, pricepere. Aș vrea dimineața aceasta, sau acum la amiază, dacă am ajuns la capătul serviciului, să venim înaintea Domnului să rugăm să ocupe de noi și pe mai departe. Nimeni nu poate face mai bine decât El. Am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare, și aș vrea să vă chem să aducem Domnului rugăciunea mulțumirii noastre. Și apoi să ne credințăm soarta, viața noastră, a familiei noastre, a copiilor noștri, în mâna bună a Domnului. Amin.